Prietenilor, nersul mondialului prezent, bineînțeles, sigur că da, avala, că tie tata. Uitați, după cum vedeți, îți la loc, e cinste, ăsta mai are. Să răspundem la întrebarea pusă de populația română care mă urmărește de 12 ani de zile. Domnul Nelson Mondialu, dumneavoastră că ați trecut printre atâtea și cunoașteți viața, ce răspuns ne puteți da despre marele Sorin Constantinescu, care îi pe aparate în toată România și care vorbește doar de jocuri, doar de întâmplări și dă tematică să joci sau să nu joci. Prietenilor, ce vă pot spune? Eu găsesc și pe Google. Eu am citit despre această persoană care, într-adevăr, spune așa că el a lucrat în Serbia, în tinerețele lui, ca muncitor, salahor, la construcții. Dar l-a dus mintea și inteligența să aducă în țară, din banii câștigați, 4 aparate. În Timișoara. Iar alea, 4 aparate, în timp foarte scurt, au produs o sumă de bani în care și-au mai cumpărat parcă vreo 25 sau 100, nu mai știu ce scrie acolo, ce am citit. Iar din acel moment, prin, bineînțeles, prin unde sunt bani, sunt cunoștință și relații. Chiar dacă ești prost, dar în anumite chestii te duce ăștia lați care au relații în domeniul cunoștințelor și îți faci tematica, îți faci cheia acolo la lacăt, să vâjească. Și uite așa, la București și-o luat anumite ștampile și anumite foi în care s-o legalizat și de acolo și-o dus viața spre perseverență, oameni buni, umplând toată România de păcănele. Îmi amintesc în 92-93, cam așa, era 92-93, da, bine zic, era la noi, peste drum de continental, era restaurantul Pescaru, cinematograful Arta, iar între ele era o sală de păcănele. Între ele era o sală de păcănele. Păcănele, poker, era și deci poker, atât. Poker. Și mai era unul cu fructe. Trebuia să dădea 3-3 ca și la X0 și să o dezbraci pe femeie ca să urci piramida. Și mai mergeam pe acolo peștile, să știți că era un jucător foarte mare. Peștile era valutist în timpul ăla. Dar nu numai el. Valutiștii atunci cumpărau forinți, cumpărau mărci, dolari, făceau bani de rupe pământul în două. Deci s-o îmbogățit lumea. Valutiștii făceau foarte mulți bani. Dar o seamă din ei, 70%, au intrat în aceste aparate. Pierdeau de rupe. Pierdea de rupe. N-aveau șansă de câștig. Pierdea. Peștile au pierdut o sumă extraordinară. Făceau Turcia, vineau ăia care mereu în Turcia, bam, 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 aduceau ori din Turcia, aduceau haine, blugi, geci, covoare, de toate, cămăși, așa, vindeau toți banii la păcănele. Era o bucurie a jucătorilor. Deci te făceai jucător și dacă nu erai. Eu mă uitam și nu puteam să cred. Ziceam către ei, cum să mă joc eu la așa ceva? Deci eu nu jucam oameni buni. Eu atunci jucam așa. Poker cu Horco Ienio, cu mai mulți jucători. Jucam 21, jucam table, am jucat chiar șah. Deci astea erau jocurile care le jucam eu. Ajuncam cu banul la perete. Deci eu eram jucător, dar nu un jucător pe partea electronică.
Și prietenilor acestor în Constantinescu, bă, n-ai ce să-i spui, eu tot l-am luat un pic așa în clipuri, n-o vrut să răspundă nici de cum, e prea șmecher, n-o vrut să răspundă, tot l-am luat așa un pic în clipuri, l-am atacat, dar n-ai ce, l-am atacat ca să înțelegi, să-l abțigui un pic, să-l fac să ăsta, dar n-ai ce, deși asta e o tactică. Omul îi deștept, o făcut treabă, deci e un om care o făcut treabă, o făcut bani mulți. De-aia eu v-am spus vouă, ăsta nu-i jucător. Pentru că tu dacă aduci moartea într-o locație, tu n-ai să te joci cu moartea. O lași să se joace alții, să-și încerce alții putere cu moartea. Înțelegi? El a adus niște în țară, bun, dacă nu le aducea, el le aducea altcineva, că tot. El a adus niște aparate care îți lua banii. Tu jucai, înțelegi, prima dată ai jucat, mamă, poker cu aparatul. Îmi amintesc că zicea ăsta, am câștigat în fața aparatului, înțelegi? Am bătut japonezul, l-am paradit pe japonez, pe chinez, ce mai ziceau ei. Exact ca ăștia când juca șah cu, înțelegi, cu aparatele. Deci ei se credeau invincibili. Persoane care când pierdea, nu că erau supărați. Ei aveau o din asta de mândrie. Bă, am pierdut, bă, mâncați așa atât. Aveau o din aia de mândrie. Înțelegi? Bun, ăștia care câștigau, bă, mă, ce l-am doborât. Tot de asta de mândrie avea. Dar, în schimb, ți-am spus, ai pierdut la aparat 10 cănuță și ai câștigat o singură cănuță și ești bucuros. Ai uitat de alea 10. Dar după îți amintești, mamă, cât am pierdut. În fine. Deci omul e foarte talentat, foarte capabil. Au zis că pe la Las Vegas, pe la din astea, înțelegi? Problema e alta. Deci de făcut bani, o făcut bani. De făcut bani, o făcut bani. Asta nici nu se discută. Ce-o făcut cu banii, ce ăsta nu mă interesează. Aici partea financiară nu mă interesează. Problema e alta. Am impresia că el a fost și prin minister, ceva funcție, nu știu, deci ceva funcție la Ministerul de Interne, dacă nu mă ăsta, că aici nu prea am citit detalii, eu sunt acum pe pagina aici, oricum nu văd fără ochelari, nu văd detalii, a ajuns în prezent să fie cea mai importantă persoană în întreaga industrie a pariurilor românești la un fel de mover and seeker cu idei geniale și așa. Bun, da, domnule, da. Da, sună pompos, însă așa la 2 ani distanță compania pe care o conducea avea răspândite în România peste 100 astfel de aparate. Asta e vorba de anii 90, uite, Serbia, înțelegi? Chiar primul salar obținut din Serbia, Sorina a investit în 4 aparate de poker electronic. Poker era. Și mai era încă una din aia care trăgeai cu maneta. Băgai fisă, poc. Băgai fisă, băbă. Înțelegeți? În fine, problema e alta. Asta nu pot eu să o înțeleg. Deci, omul ăsta a condus tot ce au fost cazinouri și parche de săli. În țară, în România, își lua procent de peste tot. Care îi problema acum de el încearcă să aducă lumea, dar și aici e o tactică. El încearcă să aducă lumea prin postările lui că tu n-ai cum să câștigi la aparat. Tu n-ai cum să câștigi. Adică, eu, înțelegi, nu știu cum să explic aici. El a adus aparatele, el a făcut bani, el o ăsta, el o așa, bun, că acum el nu a zis, intră și joacă. Niciodată. El a postat acolo, a fost publice, intrați care vreți. Problema e de ce? Acum el spune că nu. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a sucit?
Eu dacă lucru cu o companie, eu dacă lucru cu cineva în care am făcut bani, în care am trăit bine, nu, eu nu mai pot după aia să zic, bă, vedeți că nu mai mergeți acolo că e mârșăvie. Ceva s-a întâmplat. Și întrebarea noastră vine așa. Domnul Sorin Constantinescu, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo? Asta e întrebarea. De ce acum spuneți că aparatele sunt păcătoase? Ei, și asta, cum am spus, și asta e o tactică. Deja mai spui la om, bă, nu trece pe acolo, că e râpă și pantalunecoasă. Și el zice, bă, ia bă să vedem ce-i pe acolo, de zice asta să nu trec. Și acolo, înțelegi? Ia să vedem, chiar așa e, nu că știi? Înțelegeți? Pentru că reclamele le-ați văzut. Îți pline. La televizor, pe site-uri, pe tăți, peste tot, sunt gamer din ăștia care joacă pe banii societăților, deci ei le dă bani să joace, că nu joacă din banii lor de buzunar, le plătește chiar să joace și zice, intrați și luați 30 de rotiri, 100 de rotiri gratuite. Deci să investește banii în așa ceva. Da. Iar cu poveștile, fiind la București, îți dai seama, fiind șef pe la cazinouri pe acolo, îți dai seama când se adunau personalități. Nu mai mă apuc să piții, becălii, ăștia, așa, așa, când se adunau, îți dai seama că ăștia nu erau niște jucători nu monotoni, din aia, ăștia erau jucători expresivi. Caterincă, întât, exact cum eram eu. Și eu nu eram jucător mare, dar când meream în cazinou, martori clujenii, când meream în cazinou, se adunau pe lângă mine. Că știa că iasă Caterincă. Dealerii se băteau să vină la masă, să dea cu bila, să la poker, că știa că iasă Caterincă. Ce făceam acolo? Mă luam chiar, îi făceam pe ăștia care erau la masă, jucau cu mine, ce față ai, ce față conduci, ce cocoș, ai, uite ce asta. Depinde ce aveam eu atunci în cap. O fost chiar botezatul. Botezatul cu încă unul atunci. O fost asta, apa, 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 focul, aia, cum o cheamă. Deci am talent, înțelegeți? Talent. Și stai, no, așa e și acolo. Când juca ăștia, normal, că era prezent și știe toate poveștile. Știe toate poveștile. Înțelegi? Dar acum vă mai spun eu. Tata păcănelelor, nu știu dacă poate, dacă poate fi tata păcănelelor. Nu știu dacă poate fi. Înțelegi? Nu știu cine poate fi tata păcănelelor. Într-adevăr, el le-a adus primele în țară, după care el, prin anumite firme, fabrici, o făcut aici. Aparate nu le-au mai cumpărat de afară. Le-au făcut aici la noi în țară și le-au ăsta. Deci nu știu, nu știu dacă e tata păcănelelor, cum zice lumea. Înțelegi tu? Da. Omul la vârsta lui, la vârsta lui, e... Cât are? Vreo 50 de ani. Are talent. Adică are talent. În jocurile astea, oricine. Oricine se bagă, oricine. Adică, cum am spus de mai de mult, în jocurile astea merg doar săracii care speră să-și dubleze banii, să poată să-și plătească întreținerea și alimentele și alea. Hoții și când am spus hoții, am spus tot, care fură banul fără să aibă sudor a frunții și a spinării, ce dacă îi pierd, fac alții.
Mă duc repede, eu urc pe troleu și eu dau portofele să intru în magazin. Și persoanele care, deci trei feluri de jucători, și persoanele care intră în posesia unor sume fabuloase care îi sperie zerourile și zice ce să facă. Nu știe ce să facă cu banii. Nu știe ce să facă cu banii. El nu știe să își comande o excursie, să plece, să viziteze, să facă cumpărături, să ale. Și atunci pentru el primul lucru care îi, că să avem destule, înțelegi, capcane, ca la șoreci, îs păcănelile de pe străzi. Pentru că într-un cazinou șmecher, avem la București, aici la Cluj nimic, nu? Într-un cazinou șmecher nu intră pentru că nu are ținuta corespunzătoare, deși are bani, și nu are atul ăla de on guard, înțelegi? Se sperie. El intră în păcănele din astea și vezi că e unul că bagă 2-300 de milioane și în timp de o lună zici, mamă, ăsta a băgat 3 miliarde. De unde? Înțelegeți? Bun, și a patra e acel nivel de jucători care, într-adevăr, aceste jocuri îs făcute pentru distracție, pentru relaxare. Cum am mai spus, intri înăuntru, ești cu 2-3 prieteni în weekend, ai mers, ai mâncat, ai băut un vin, o bere, ce ai băut acolo, și de acolo mai este, aoleu, până începe cluburile, bă, mai este oră. Hai să mergem la păcănele. Sau după ce ieși de la club dimineața, hai să mergem la păcănele și jucăm o oră, băgăm câte 100 de lei pentru distracție și acolo stăm și povestim, mamă ce tare a fost aia în club, cum a dansat, mamă ce aia acolo, ce așa, la restaurant, aia e. Deci o relaxare, că păcănelele astea să știți că sunt o relaxare, dacă știi să te joci, dar dacă mergi să faci bani, n-ai șansă în viața vieții tale. Eu am aparatul aici care v-am demonstrat, bag bani în el, bag puncte în el și nu, deci pun puncte câte 500 de mii de puncte, dau și automat, îi dau și din aia și chiar dacă dă specială nu face nimic. Înțelegeți? Tot e coordonat. Tot e coordonat. Nu merge că e pus cu 80% să dai afară cu din alea. Nu știu, poate și așa, că îți dă 3 cireșe, 3 portocale și punctile alea adunate, zice, no, eu ți-am dat. Înțelegi? Vă pupă tata Nelson Mondialu și, într-adevăr, Constantinescu ăsta e tare, e bandit, deși ați văzut că se plânge. 200 de euro am dă pe cameră, nică nu este căldură. Păi, mai dădeam 200 și îmi băgam un climatizator. Înțelegeți? Înăuntru, șpagă. Da, bine, asta le face bossul, Becali. Au, e tata nețau, mă, dealul țucu, mă, iau.